Dragilor, numele meu este Natalia și bine ați venit astăzi pe canalul meu de YouTube. În primul și în primul rând vreau să mulțumesc tuturor celor care s-au abonat în ultima vreme la acest canal. Să știți că apreciez foarte mult suportul vostru și sper că vă place deocamdată ce vedeți aici pe acest canal. Vă mulțumesc din suflet. Astăzi, după cum ați văzut, avem o vreme terifică. Deci foarte exciting. Ploaie, cu ninsoare, cu ce vrem. E atât de întuneric și urât și afară și în casă, încât am zis că hai să facem ceva un pic mai așa, mai vesel, da? Și am hotărât să merg cu fetele la niște magazine. Deci am trei magazine la care vreau să ajung astăzi. Deja este ora 9. Vreau să reușesc să fac cumpărăturile până este vremea de prânz și după aia de somn, bineînțeles. Așa că vă luăm cu noi. Vedem ce reușim să facem astăzi. Dar cu siguranță încercăm să înveselim cumva ziua asta păsămărâtă. Deci am venit după suplimente prenatale. Până acum îl luam pe ăsta. Dar cred că acum o să-l iau pe asta. Acum sunt în departamentul de ceaiuri pentru că vreau să-mi iau acest ceai. Vă spun mai târziu de ce îl iau. De frunze de zmeura. Da, fetele sunt într-un shopping cart în asta lung cât casa. Ce vrei, Erlen? Vrei Elsa? Elsa. Asta, asta. Am chestii drăguțe. Camera de copii. Iar acum, bineînțeles, am venit la departamentul de babies. Aș vrea o cădiță din asta, însă nu avem chiuvetă destul de mare ca să o folosim. Trebuie să mă consult cu Adam să vedem unde am putea să o folosim, pentru că e genială asta ideea. Mergem să căutăm un outfit pentru frățiorul nostru când vine acasă. Elsa, da, mama, Elsa și Ana. Îmi pare așa de nepotrivit să văd costume de baie, că afară e frig de numă. Alright, hai să nu facem accidente. Să vedem ce găsim de băieței.
că pe acolo sunt alea de nou-născuți. Dar nu știu, nu e așa multă variație pentru băieței cum e pentru fetițe. Deci asta ar fi pentru băieței. Mai iau și variantele așa, dar bine, astea sunt festive, nu par potrivite pentru venitul acasă de la spital, plus că nu știu cum va fi 3-4 săptămâni, dacă va fi destul de cald. Am găsit aici un perete cu câteva opțiuni. Parcă îmi place asta. Bine, dacă vreau și o altă culoare. Ia-s, mama! Ia-s, mama! Bunny? Mhm. Is it good? Îți place? We have one chocolate. Mhm. Ai, ai, ai. Ah, ne-am oprit la Starbucks. Am terminat-o cu cumpărăturile la Target. Bineînțeles, am ieșit și cu Starbucks. Mi-am luat un latte. Și pentru că ploaia s-a oprit, am zis să mergem și la Hobby Lobby, pentru că nu am găsit jucăriile alea de magnet aici la Target. Am zis să încerc la Hobby Lobby să văd, că le-am văzut acolo odată, așa că încercăm norocul astăzi. Ce avem decor de casă la 40% off. Mă gândeam primăvara asta să ne pregătim pentru a atrage niște păsări colibri, așa că o să iau un nectar. Do you want to pick which one do you want? The bird feeder? Yeah. Which one do you like? I like this. You like that one? Yeah, I like this. Okay, let's be careful. Am eu o slăbiciune pentru mape. It's beautiful. E beautiful. Și tu vezi că e beautiful, a? Gata, nu mai vrei dinosaur, deci ce vrei? Ce vrei, Arlen? Vrei unicorn? Squishy? Da, cred că putem să plecăm de aici. Ramele pentru fotografii sunt la un preț bun, dar nu găsesc stilul care îmi trebuie mie. Ce ai găsit, Amelia? Ce-am găsit? Am zis că până le pun pe fete la somn, pentru că ele mănâncă acum, să vă arăt până la urmă ce am cumpărat, da? Deci am mers la Target prima dată. În primul și în primul rând am mers pentru supliment prenatal. Ați văzut acolo magazin pe ăsta l-am ales. Deci gen o pastilă pe zi, ceea ce e perfect. De asemenea, am luat un ceai de frunze de zmeură.
Na, dacă tot ajungi la Target și umbli așa până magazin, am găsit niște pantaloni blugi pentru Amelia. Sunt gen din ăștia elastici, stretchy. Deci prețul normal este de, nu știu dacă se vede, de $12 și i-am găsit la reduceri cu $8.40. Lucru pentru care am mers de fapt astăzi la Target a fost outfit-ul pentru bebeluș, pentru frățior. După cum ați văzut, aveam un pic de dubii ce să aleg. Și când am întrebat-o pe Amelia pe care outfit îi plac ce ei, ea l-a ales pe ăsta. E drăguț, e simpatic, nu știu, și mie îmi place, deci așa, ca set îmi place. Deci ăsta ar fi outfitul de venit acasă de la spital. Însă parcă nu sunt mare fană a seturilor astea din două piese. Dar e frumos, e frumos și foarte fain. Așa că l-am luat pe ăsta, pentru că i-a plăcut la Amelia. Însă am luat și varianta asta, deci gen o pijamăluță cu căciuliță. Și, bineînțeles, cu mănușiță inclusă. Vom avea nevoie de ciorăpei, ceea ce e ok. Așa că, na, nu știu exact pe care o să-l pun în geanta de spital, dar, bineînțeles, le pregătesc pe amândouă pentru că vor fi măcar pentru poze. Poze vă face și cu unul și cu altul, așa că le-am luat pe amândouă. Ca idee mi-a plăcut asta mai mult, din punct de vedere practic, ăsta mi-a plăcut mai mult, dar ăsta e așa mai drăguț, mai... fancy un pic, așa că le-am luat pe amândouă. Și, bineînțeles, am ieșit și cu păturica pentru Adeline. Ea e fană mare Elsa, așa că, fiindcă Amelia are setul ei de cearceaf, de lingerie pentru pat cu Frozen, am zis să-i iau și pentru... Să iau și lui Adeline o pătură măcar, o pătură cu Elsa. Mai departe am mers la Hobby Lobby, v-am spus că am mers în special pentru acest set de jucării, acest set de magnet. Noi mai avem un set acolo în coșul ăsta. De la Chimneu. Deci jucăriile preferate de bune. Nu le mai ajung taile, așa că am zis să mai iau un set ca să nu se certe, să fie destule pentru amândouă. Așa că, da, asta a fost cumpărătura după care am mers. $39. 39,99, deci $40, ceea ce e un preț foarte bun pentru 100 de piese. Și dacă tot am fost în magazin acolo, ați văzut că ne-am uitat și la chestiile astea pentru păsările colibri. Deci anul ăsta vreau să atragem și niște păsări colibri la noi în curte. Așa că ne pregătim pentru atunci când se încălzește un pic afară. Am luat chestia asta, care normal costă $30, însă cred că am luat-o la reducere. Deci a fost prețul original e $30 și am luat-o cu $18. Bird feeder, nu știu cum se zic în română. Am luat și soluția asta de nectar pentru păsări colibri. Așa că sper că ne bucurăm de niște musafiri din ăștia speciali.
Da, asta a fost $10. Și bineînțeles, nu s-a putut de ieșit din magazin fără un unicorn mic. Așa, this is for Amelia, ok? Astea au fost cumpărăturile. Mama. Acum, mama. Yes. Mama. Da. Oh. Și bineînțeles, deja ați văzut mașina de baloane de săpun și aia tot a fost de la Hobby Lobby. Pentru că am pus fetele acum, le-am dat baloane de săpun în fete acum, am zis să filmez super rapid ce am luat și de la Aldi's, pentru că am trecut, fiindcă era foarte aproape de Target și Hobby Lobby, am trecut și pe la Aldi's să iau niște, câteva chestii, doar câteva chestii pentru săptămâna asta în casă, nu mai aveam fructe și vă arăt ceva ce am luat. Așa. Deci, aici am luat niște brânză, din asta gen sticks, nu știu cum îi zice, și am luat așa, pentru că fetele mănâncă foarte mult, foarte mult cașcaval din asta, așa că le tai și le dau. Aici avem, cum îi zice, zmeură, două caserole, am luat niște afine, am luat banane, aici am niște tortilla, pentru că facem foarte des quesadilla și câteodată mai facem și tacos, aici un castravete. Am luat acest dip de somon afumat, vreau să-l încerc, nu l-am încercat niciodată. Avem aici roșii, am luat niște picioare, șolduri de fapt de pui, pentru că vreau să fac niște pilaf. Am luat niște ham, o varză, niște sos de roșii pentru pizza sau paste. Avem aici un sos de barbecue pentru că se terminase și am luat. Și aici avem din ăștia french fries. Bineînțeles, niște mere și mai era un pachet de mere. Oh. Da. Am aici o pungă de struguri și o pungă cu mere. Asta e o jucărie de-a lui Amelia. Pe toate astea a fost un total de cât aici? Ce Dumnezeu, nu arăți. De 68 de dolari și 42 de cenți. Astea au fost cumpărăturile, asta a fost terapia noastră pentru o zi așa de posomorâtă și ploioasă. Acum merg să pun fetele la culcare, după aia eu mă apuc de treabă să fac mâncarea și pâinea care trebuie să o coc. Și da, cam astea au fost pentru astăzi. Noi ne vedem în curând cu un alt filmuleț. Până atunci, numai bine și ne vedem în curând. Bye, bye!